Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Astăzi este timpul pentru concurs, da? Bun, m-am gândit cum să fac să fie cel mai bine pentru voi. Și m-am gândit în fiecare săptămână să vă ofer posibilitatea de a alege ce vreți să câștigați, da? De ce? Fiindcă poate cineva vrea canalul de Discord, poate cineva vrea o consultanță de o oră cu mine, poate cineva vrea cursul de începător, da? Vă ofer posibilitatea, indiferent cine e câștigătorul, nu mai există premiul 1, premiul 2 și premiul 3, nu. În fiecare săptămână alegem un câștigător, da? Care practic și alege el ce vrea. Ori vrea cursul, ori vrea canalul de Discord, ori vrea consultanță, da? În fiecare săptămână, timp de o lună de zile, exact așa facem. În fiecare săptămână, fiecare și alege ce vrea el. Adică mi s-a părut că e mai simplu așa ca să puteți beneficia de ce vreți voi. Da? Asta e ideea. Da? Bun. La fel, ce ar trebui să faceți? Păi ca la orice concurs, practic să dați follow, da? La Școala de Trading. Să dați share la ce postăm, da? Și tag la 3 prieteni. Adică cumva să ajungă la cât mai multe persoane, da? Bun, asta ar fi ideea. Extragerea o să fie în fiecare, nu știu, o să punem în fiecare lunea următoare, da, dimineața, da? Și o să pun în descriere tot ce e nevoie, da, să știți. Bun. Acum haideți să vedem în ce direcție merge domnul Bitcoin. Se pare că a creat un canal ascendent, da? Am avut un triunghi simetric pe care l-a rupt, l-a testat odată fake, a doua oară l-a rupt și acum am creat un canal ascendent pe care îl ține suport, ceea ce înseamnă că este bine. Aseară mai că aproape a testat 49.900, da? Deci eu zic că astăzi sunt șanse foarte mari să îl testeze, da? cât se poate de curând. Bun, ideea care este? Ideea că am rupt vârful ăsta de aici. Faptul că am rupt vârful ăsta de aici este un lucru foarte bun. Da? Foarte bun. Dacă o să-l rupem și pe ăsta de aici, deja pot să spun că am scăpat. Deci 52.800 este rezistența blană unde trebuie să o rupem și să o luăm suport. Dacă o rupem și pe asta și o luăm suport, putem să zicem că suntem bine, foarte bine. Da? Ăsta e vârful. Dacă rupem pe ăsta, suntem bine. Dar eu zic că urmează. Deci, după calculele mele, eu zic că suntem așa. 1, 2, urmează 3. 4, 5. Da? Și nu așa. 3, ok că ar fi undeva pe la vreo 100.000, să zicem. Hai să zicem, ar fi vreo 60.000, ceva de genul. Și ăsta ar fi mai sus, 130-150, da? Ceva de genul. Bun? Ok, haideți să vedem. Pe un time frame mai mic, pe o oră, da? Se vede clar cum îl ține suport. Ușor, ușor aici se creează un triunghi descendent. Scuze, ascendent, fiindcă lovește de mai multe ori partea de sus și aici îl forțează ușor, ușor să urce, adică ceva de genul. O să facă ceva de genul. La un moment dat trebuie să plece. Poate să mai dureze câteva zile sau câteva ore, depinde, nu avem de unde să știm exact. Noi așteptăm. Da? Bun, vă povesteam de aseară că dotul ușor, ușor se pregătește să meargă la... Să rupă, da? Deci a rupt, a testat și acum trebuie să vină scânteile, da? Eu zic că dotul acum are potențial să plece. Riful la fel nu se lasă deloc, vrea ușor, ușor și el să urce, da? Ușurel. Mai sunt ceva monede care au potențial, da? Au plecat frumos,
astăzi. Win, mask, ICX-ul, VTO, REN, STEP, CTK, KEY, da? Sunt câteva monede. AXS-ul nu se lasă prea mai departe, da? Bun, în principiu cam atât am vrut să vă arăt. Lăsați în rubrica de comentarii dacă este ceva cu ce pot să vă ajut sau ce părere aveți, da, legat de concurs, dacă este ok cum am gândit eu să puteți să vă alegeți din cele trei premii pe care vreți. Nu, pentru mine nu are importanță, repet, important e ca voi să fiți mulțumiți și important e ca să simțiți că vreau să vă ajut. Da? Tocmai de asta m-am gândit, dacă omul vrea ceva, să îi dau ce vrea el. Da? Și chestia asta o să vedem cum decurge, că o să fie ceva mai des. De ce? Fiindcă îmi doresc să vă răsplătesc cum pot, da? Presupun că și voi, faptul că mă urmăriți și sunteți lângă mine și mă apreciați, e normal să fac și eu ceva pentru voi, da? Și lucrurile să meargă de la sine, ușor, ușor, răbdare, relax, da? Nu e problemă, suntem bine, tot e bine, trebuie să fim optimiști, trebuie să fim pozitivi, da? Și cam asta e, vă doresc o zi minunată, baftă în trading și foarte mare atenție și grijă. Spor! Doamnește!